Salutare, eu sunt Cezar Gună și astăzi, cu ajutorul acestor bilețele, vom afla povestea vieții mele sau story of my life, cum îi spunem noi aici. Extragem primul bilețel, stradă. Strada este locul care m-a adus unde sunt eu acum. Mama este un tank de femeie și o respect foarte, foarte mult și o apreciez. Dragoste. Dragostea a jucat un rol foarte important în viața mea și cred că fără ea nu aș fi fost unde sunt. Cartofi prăjiți. Da, ăsta este un dish, așa să zic, de al meu preferat, cartofi prăjiți. Îmi plac foarte mult cartofii de când eram mic. Internațional. Pe internațional sperăm să ajungem peste câțiva ani. De acolo am plecat, ne-am întors aici, în România, și sperăm să ne întoarcem și acolo peste câțiva ani. Inspirație. Inspirația mea, cel puțin, nu știu de unde vine și cum vine, pur și simplu vine și e ca așa o forță pe care nu pot să o opresc și o pun pe hârtie și uneori ies chestii mișto. Fani. Nu am eu prea mulți la momentul de față, dar eu sper să ne mulțim și să strângem o gașcă așa de oameni mișto. Punctual. Ăsta nu e un cuvânt care mă descrie deloc, nu știu ce caut aici. Chiar dacă azi am fost eu punctual și am ajuns cu jumătate de oră înainte, în viața de zi cu zi, sincer, nu mă descrie. LA. LA este un oraș minunat, un oraș cu un vibe. Are un vibe orașul, te face să muncești și de acolo am plecat de pe stradă și am ajuns aici în București. Și un dolar este primul meu bănuț vreodată pe care l-am făcut pe stradă. Un dolar am primit de la un boiuleț care ieșea de la club și mi-a dat un dolar și mi-a zis: aruncă și tu acolo niște monede, că așa vede lumea că s-a strâns ceva și poți să faci și tu mai mulți bani. Și acum le punem la loc și o să facem o întreagă poveste despre viața mea. Stai să le mestecăm un pic, să tragem și noi cum trebuie. Mama este un tank care mi-a făcut cartofi prăjiți de când eram mic. Și m-a învățat să fiu punctual, dar din păcate eu nu sunt. Ea speră să am mulți fani și eu sper la fel, peste câțiva ani. Și am făcut și o rimă, dacă ai văzut pe loc. Internațional, ăsta sper să fie valul nostru. Și un dolar am vrea să-l facem, că dacă tot ne ducem internațional, să facem și un dolar, că așa ar fi frumos. Pe stradă, să ne întoarcem pe stradă, dar să dăm concerte din alea mari de tot pe stradă, că nu vreau să uit strada niciodată. Și să facem totul cu dragoste, că asta e cel mai important, să facem totul cu dragoste în viață și cu pasiune. Să ajungem din nou în LA și pe Billboard, Doamne ajută. Să ne menținem în continuare această inspirație și să avem de unde să scriem chestii mișto. Ăsta am fost eu, dragilor, asta a fost povestea mea. Sper că v-a plăcut și că ne-am înțeles bine și ne mai auzim. Vă pup, ceau!